Spun scurt povestea acestei cărți și cum am ajuns să o scriu. Scrisesem deja 3 biografii ale unor personalități din perioada interbelică și mă preocupa și mă fascina în continuare această perioadă și secolul 20 al istoriei noastre. Atunci am rugat-o pe o prietenă să-și întrebe studenții care ar fi personalitatea către care s-ar îndrepta curiozitatea lor. Ce personalitate din secolul 20 românesc îi preocupă, îi interesează, îi intrigă, ar vrea să știe mai mult despre respectiva personalitate. Și până la urmă, răspunsul pe care ea l-a obținut și mi l-a transmis a fost Arsenie Boca. M-am apucat, deci, să-l descopăr eu însă pe Arsenie Boca, altfel decât îl știusem până atunci. Știam despre el, în general, ceea ce știe toată lumea, dar știam și lucruri în plus, pentru că el fiind născut în 1910 și eu scriind deja câteva cărți despre această perioadă, cunoșteam cumva destul de bine lumea culturală și politică în care el a crescut, a fost adolescent și pe urmă tânăr. Așa m-am apucat de carte și vă mărturisesc că scriind-o m-am atașat foarte mult de Arsenie Boca. M-am atașat, că e drept, de un Arsenie Boca altul decât cel de la care pornisem inițial. M-am atașat pe măsură ce făceam un fel de arheologie, dacă vreți, un fel de săpături în perioada în care el a trăit, adică între 1910 și 1989, în care, așa cum bine știți, România basculează dintr-un regim în altul, trece printr-un război mondial, ajunge în 1989 la colapsul comunismului. El trăiește toată această perioadă și am avut sentimentul, scriind această carte, că este o triplă victimă. Întâi de toate, în tinerețe, o victimă a politicii și a competiției confesionale din Ardeal, promovate de Mitropolitul Bălan la vremea respectivă, Mitropolitul Ardealului, în care el, tânăr fiind, e folosit ca imagine, ca oratorie, ca om luminat în această competiție și pus să facă lucruri pe care poate că nu le-ar fi făcut numai și numai ca să atragă lume. Pe urmă este o victimă a regimului comunist, care îl acuză periodic de legionarism. El nu a fost niciodată legionar, ba mai mult decât atât, spre surprinderea mea, are cuvinte foarte aspre despre legionar și mișcarea legionară, la care nu a participat, dar asta nu înseamnă că nu i-a ajutat și nu i-a spovedit pe legionarii fugari care îl căutau. Și în sfârșit este a treia oară victimă a unui enorm cult financiaro-mediatic construit de pe la sfârșitul anilor 90, începând cu 1998 și anul 2000, în care nu se mai vede omul și în care el a devenit un produs. Un produs care se vinde, se cumpără și în care toate aceste straturi de mitologie, de hagiografie, de cult excesiv mediatizat și tabloidizat se transformă într-o fantoșă. Nu mai vedem dincolo care a fost viața acestui om, care este profilul acestui om, cum se face că un om de o mare subtilitate și finețe intelectuală, un căutător de sensuri ale vieții, ale morții, ale întâlnirii cu celălalt, ale propriei conștiințe, a devenit un
de talisman pe care îl luăm la noi ca să avem noroc la drum, în căsătorie sau să ne aducă mai mulți bani sau mai multă fericire, lucruri pe care, de care el în nenumărate rânduri se detașează și pentru că avea, am descoperit un Arsenie Boca cu un extraordinar de fin umor, un umor mănăstiresc, de pildă le spunea celor care veneau la el să le deschidă cartea și știți cu toții la ce mă refer când spun asta, le spunea: eu nu deschid cartea, eu deschid mintea. E cum a ajuns un om atât de luminat și care prefera să deschidă mintea și nu să apeleze la tot felul de sincretisme magico-religioase, să devină o flamură a superstiției în România contemporană, asta m-a pus pe gânduri, m-a fascinat, m-a interesat și de aceea am scris această carte. Nu este o carte de care să vă temeți sau de care să se teamă cineva, nu este o carte polemică, nu mă bat cu nimeni în această carte. Este o, un Arsenie Boca pe care eu l-am descoperit cu încântare, cu uimire și care e mult, pe departe, mult mai interesant și mai uman decât ceea ce, ce se știa despre el. Cât privește arhivele securității pe care le-am consultat, să nu vă închipuiți că le-am citit de avalma, luând din ele, fără discernământ, orice afirmații, de cele mai multe ori inepte, ale diversilor securiști care întocmeau rapoarte. Trebuie să încerci și să știi să citești printre rânduri în aceste rapoarte și nu am folosit din ele în carte decât date, situații, nume de persoane care am destule motive să consider că au fost reale și sunt credibile. Și nu interpretările, cum vă spuneam adesea, complet inepte și care nu înțelegeau nici umorul lui Arsenie Boca, nici inteligența lui, pentru că el se știa foarte bine urmărit și de cele mai multe ori libra un discurs care știa că este cel așteptat pe, pe așteptarea urmăritorilor. Așa că v-aș îndemna să nu vă temeți în niciun fel de această carte, să încercați să o citiți cu mintea și cu sufletul deschise și m-aș bucura dacă ați descoperi în ea care l-am descoperit eu, de care m-am atașat și care este una dintre personalitățile cele mai fascinante ale României secolului 20. Vă mulțumesc!